Salut! Am început să lucrez la un adăpost în pădure care se numește tipi și e un fel de punct de triangulație la care se adaugă în laterale lemne verticale. Decembrie 2020. Am antene parabolice la adăpost. Pleurotus. Am mai adăugat niște lemne la tipii. Da, durează. E foarte umed afară. Și durează mult. E foarte greu de făcut.
Scopul construirii acestui gen de adăpost care se numește tipii în formă de triunghi este pentru a urmări evoluția șacalilor în această parte a pădurii. Tocmai de aceea am făcut acest, construiesc de fapt acest adăpost. Tocmai s-au auzit șacalii, dar au fugit, au urlat. Nu credeam că sunt aici în zona asta șacal, dar uite că sunt, dacă stai într-o pădure mai mult timp. Acum mă apuc să fac ceva de mâncare, că nu mai pot, mi-e foarte foame. Ce vedeți în spatele meu e rezultatul muncii a 3 ore. Scopul construirii acestui gen de adăpost care se numește tipii în formă de triunghi este pentru a urmări evoluția șacalilor în această parte a pădurii. Tocmai de aceea am făcut acest, construiesc de fapt acest adăpost. Tocmai s-au auzit șacalii, dar au fugit, au urlat. Nu credeam că sunt aici în zona asta șacal, dar uite că sunt, dacă stai într-o pădure mai mult timp. Acum mă apuc să fac ceva de mâncare, că nu mai pot, mi-e foarte foame. Ce vedeți în spatele meu e rezultatul muncii a 3 ore. Astăzi avem un prânz frugal, așa că de bushcraft, deci ar trebui la bushcraft să aduc niște cârnați, cum a zis cineva. Ouă, cașcaval italian, salam de sighi, juncă și ceva dulce, dar mai târziu. Unchiule, doamna lumii R, Constantine Pure, să trăiți, Sticky Man, să trăiți, haideți la masă în mijlocul naturii, cam subțirel, da? Unchiule, ție nu-ți prea ajunge porția asta nici pe un canin. Când eram mic, mâncam o prăjitură care se numea și se numește și acum negresă. Ia uitați ce scrie aici. Negresă. Deci nu vă păcălesc. Ei, apare cam mulatră așa, negresa asta. Și o altă prăjiturică care se numea polonez. Era foarte siropos polonezul. Nu știu cum îl mâncau femeile, mie îmi plăcea polonezul, prăjitura. Ce n-ați auzit de Lech Walesa cu Solidarnost? Urechea lui Iuda. Atât am reușit să fac pe ziua de astăzi. Nu mai vreau să continui.
Nu mai vreau să continui astăzi, dar continui în altă zi. Sper să îl și finisez. Tremelia necomestibilă. Foarte frumoasă culoare.